Odată ce intri în această curte, intri într-o altă lume. Este un vis în sine și e de fapt un leagăn. Fac dansul ploii acum. Bravo. Mai avem o baie, povestea magică a unei nopți de vară în ianuarie în Bali. Ce se află în cutia asta? Există un loc mai frumos pe lumea asta unde ne-am trezit noi? Cât de frumos este bungalow-ul ăsta. Salutare tuturor! Bună dimineața, dragilor! Din paradis! Ne aflăm într-un loc cu totul și cu totul special, o cazare inedită pe care abia aștept să vă prezint. Dar vlogul de astăzi, în general, este despre cazări și este ultimul din această serie Bali. Da, pentru că o să facem un maraton în doar câteva zile și o să ne mutăm în 3 sau 4 cazări. Ne aflăm tot în Nusa Dua, unde am filmat vlogul anterior. Cu greu ne-am dat plecați de aici, mai ales că am descoperit această cazare fabuloasă. Este mai degrabă un loc ascuns, o cazare nouă, pentru că abia este listată pe Booking și am găsit-o cu ajutorul Cristinei și a lui Dragoș. E un complex de vile private, noi am stat în 2 dintre ele și vă invit să intrați pe Instagram pentru a vedea prima vilă în care am stat noi. A fost mult mai mică, mult mai intimă, însă cea în care ne-am mutat ieri, pentru că cealaltă nu mai era disponibilă, arată fabulos. Este genul acela de vilă, de cazare, pe care doar în Bali o găsești. Și o recomand tuturor celor ce vin în luna de miere sau vor câteva zile să se relaxeze, să se deconecteze, să se bucure de natură, de piscină, să se răsfețe. Deci nu suntem foarte aproape de plajă, însă există opțiunea taxiului, dar și a scuterului pentru a accesa plajele din jur. Dar odată ce intri în această curte, intri într-o altă lume. Te deconectezi de tot și te conectezi de fapt la tot ce înseamnă Bali. Avem o bucătărie exterioară cu tot ce ne trebuie pentru a ne găti mesele. Apă filtrată din partea casei, micul dejun este inclus pentru noi, avem un frigider. Nu doar curtea este mare, ci și terasa casei, unde putem să ne relaxăm, să stăm seara, să ascultăm sunetul greierilor, al broaștelor sau al șopârlelor gecko. Cireașa de pe tort este piscina aceasta privată, e destul de mare, adâncimea ei este de 1,5 metri. Sper că ați observat în Bali, dar toate cazările păstrează elemente tradiționale. Camera este extrem de spațioasă, cu un pat imens cu baldachin. Mai avem o terasă în spate cu vedere către pădurea de bambus, dar ce ador eu la cele două vile în care am stat noi în cadrul acestui complex este baia exterioară, care arată fabulos. Este un vis în sine și în foarte puține colțuri din lumea asta poți accesa genul acesta de experiență. Sper că vă imaginați cât de greu ne este nouă să părăsim această locație. Sincer, e locul ideal în care să vii să stai o săptămână. Noi am stat 2 nopți și pentru că acum, în perioada asta a lunii ianuarie, nu sunt atât de mulți turiști, nu este sezon, am reușit să obținem un preț bun și datorită faptului că am venit aici direct, nu am luat prin Booking sau alte platforme. Așadar, pentru vila aceasta din spatele meu, dar și pentru cealaltă, am plătit câte $100 pe noapte cu mic dejun inclus. Astăzi umiditatea este îngrozitoare aici în Nusa Dua și asta pentru că se pregătește, cred, o furtună. Vreau să vă arăt puțin și împrejurimile, pentru că pe lângă faptul că fiecare vilă are câte o piscină privată, există și o piscină comună, un restaurant și un centru spa. Apusurile în sine sunt foarte frumoase aici, pentru că totul se întâmplă în spatele acestei porți. Vedem o pădure de mangrove și, în general, Nusa Dua, toată această stațiune. Foarte frumos! Să vă spun un secret, angajații de la acest resort, că putem să-l numim astfel, sunt cei mai drăguți angajați pe care i-am întâlnit noi vreodată. Sunt foarte zâmbitori. Se dau peste cap încât tu, în calitate de client, să te simți bine. Și așa arată ieșirea. Ne așteaptă Dragoș și Cristina, care o să ne ducă la o altă cazare fabuloasă. Evident că despre asta este în vlog și despre faptul că există pe insula zeilor cazări pentru toate buzunarele și pentru toate gusturile.
probabil că nu vedeți mare lucru, dar ne îndreptăm către cazarea noastră și cam așa arată drumul, posibilă cazare. Eu n-am zis că se mai gândește dacă rămâne aici sau nu. Ideea este că e foarte îngust drumul și treci prin junglă și suntem in the middle of nowhere, adică sunt foarte curioasă ce ne va oferi experiența asta. Am ajuns la cazare și vă spun un lucru, este fabuloasă, ne-am speriat degeaba, ne-am făcut gânduri negre degeaba, a început să plouă, dar atunci când din Bali este musai, face parte din categoria activităților ce trebuie trăite, bifate, experiența unei astfel de cazări. E vorba de o casă de bambus așezată fix lângă o rezărie cu vedere către cel mai înalt vulcan din insula zeilor, Agung. Din păcate a început să plouă, e cam înnorat, nu se vede nimic acum, dar haideți să vă prezentăm locul în sine. Ce să luăm la fugă! Chiar și pe ploaie locul are un farmec aparte. Recunosc că încăperea asta m-a speriat puțin pentru că ea nu se închide, deci teoretic tragi perdelele astea și gata, asta e tot. Dormi afară dimineață, când te trezești, o tragi la loc, dar e fain. Și de ce? Pentru că vezi stelele, probabil că în curând se vor risipi norii, cine știe, mâine dimineață poate suntem norocoși, avem parte de un răsărit senzațional. Sunteți pregătiți să vedeți patul? Stați așa. E de fapt un leagăn foarte interesant. Și ce plăcut e, uite, să stai aici, să admiri orezăria, sunt câțiva oameni care lucrează pământul, să asculți sunetul ploii, să-i simți mirosul, să vezi păsările care zboară, fluturii, deci e paradis. Și trebuie să recunoaștem, de fapt Ion trebuie să recunoască în spatele camerei, că el nu prea a vrut să vină la cazarea asta, dar a fost ceva ce eu mi-am dorit foarte mult să experimentez. N-am vrut să plec din Bali fără asta cel puțin o noapte, deși planul inițial era să stăm două, șederea noastră se cam apropie de sfârșit, prin urmare nu putem sta mai mult. Și sunt foarte multe căsuțe de genul acesta, cea în care ne aflăm noi, scriem numere pe ecran, The Nude House se numește, este nouă, practic abia a fost deschisă turiștilor, este situată în partea de est a insulei, în Sideman, unde practic ai posibilitatea de a vedea o altă față a insulei Bali, o față mai autentică, în care turismul este la început, e un loc mai nealterat. Dai seama cum e să dormi aici? N-aș fi crezut că există așa ceva în Bali, sincer. Și uite-te și tu, ne-au lăsat flori aici, că m-am urcat pe ele. Am strivit corola de minunea lumii, ne-au lăsat flori pe pat. Bine greu să cobor de aici și să vă prezint restul încăperilor, pentru că nu este singura. Practic, să spunem, zona asta e un fel de living, zona de sufragerie. Hai să mergem în bucătărie. Adevărul că mi-ar plăcea o casă de genul ăsta, recunosc. Aici vom servi mâine dimineață micul dejun, iarăși priveliște către orezărie, către Agung, deci se vede fabulos atunci când este senin. Putem să ne preparăm o cafea, dacă vrem, ne-au lăsat apă, bomboane din partea casei. Ce mai avem aici? Nu știu ce e, că e încuiat? Poți să dormi în dulap dacă te-ai frică să dormi afară. Hai că asta e bună. Foarte frumos totul, lămpile, pereții din bambus, atenția la detalii, până și patul vezi că este realizat din bețe de bambus. Fabulos. Hai în baie, prima baie. Am ajuns în sala de așteptare, ne așezăm frumos aici pe scaunel și ne hotărâm. Mergem la duș, mergem să ne spălăm pe dinți sau mergem la toaletă prima oară sau ne uităm pe geam în spate. Dar inedit este faptul că intrarea în baie se face de forma aceasta. Deci, genială oglinda asta într-o baie, știi? Adică te vezi tot timpul, te admiri. Îmi place. Și uite, frumos ai ajuns în baie. Avem două dușuri, deci putem face duș împreună, este afară, este deschis. Vedeți că în partea aceasta plouă, foarte interesant. Și lampa asta este iarăși uimitoare. Oglinda e, e și de o parte și de cealaltă, cred că e doar pe o parte. Prea tare. Deci asta este baia ideală. Spuneam eu că îmi place baia celeilalte cazări pe care am văzut-o, dar și asta este la fel de frumoasă, adică în top sunt pe același loc, doar că sunt puțin diferite. Hai să vezi toaleta. Uite și lampa asta cât de interesantă, ai zici că e din rumeguș?
din paie. Din paie, da, oricum arată frumos tare. Foarte creativ, balinezii. Ion, ai onoarea de a firma toaleta. E un labirint, de fapt. Da. Dar nu ai o ușă, tu ai observat? Uimitor, cipește-mă, Ion, cipește-mă. Da, sper că ați văzut plasa asta, este iconică pentru genul acesta de cazare și pentru fotografiile care reprezintă Bali pe Instagram. Oricum, avem o alee aici în față, betonată, și avem de mers aproximativ 600 de metri până la primul restaurant. Suntem cam remote aici, ceea ce e bine, pentru că, în general, când vii într-o vacanță, ai nevoie de relaxare, ai nevoie de liniște, ai nevoie de conectare, să surprinzi esența Baliului, oamenii, orezările și vulcanii. Și le ai pe toate aici, la pachet, mi se pare incredibil. Și tunetele, te bonus. Te văd entuziasmat. Îmi place mult, de mult nu m-ai simțit așa entuziasmată, chiar îmi place. Fac dansul ploii acum. Bravo pentru tare. Și acum propun să vedem și partea de sus a cabanei. Leitmotivul locului este legănatul. Practic ăsta este lobby-ul dormitorului nostru. Foarte frumos. Avem câteva cărți pe care mi le-au lăsat. The things you can see only when you slow down. Wow, ce frumos. Asta chiar e o carte potrivită pentru loc în sine. Și asta este una dintre cele mai bune cărți pe care eu l-am citit într-adevăr și uite că o recomandă și ei. Avem și Wi-Fi, se mișcă destul de bine având în vedere cât de departe suntem de civilizație. Acesta este dormitorul matrimonial, dormitorul principal. E același pat, doar că este stabil, nu se mișcă. Fabulos! Și avem oglinzi aici, ai observat? Ce frumos să-și ia Bali, rămas bun de la noi. Ca să mai revenim. Da! Avem și două fotolii aici, unul în spatele lui Ion, unul aici unde m-am așezat eu. Piesa de rezistență este aceasta. Partea faină e că aici poți închide ușile și poți dormi în siguranță. Și jos simți. Și jos e fain să dormi, doar că pentru mine e mai important să știu că am uși. Ce să-i faci? Uite, domnul are o umbreluță pe cap încât să nu-l plouă și să-și poată vedea de treburi. Ce să zic, chiar nu există zi în care Bali să nu ne uimească. În fiecare zi ne-a oferit atâtea surprize și atâtea momente faine și uite că astăzi... Deși eram tentați pe drum să spunem că ne ducem în Ubud, pentru că... Era cât pe ce să renunțăm. Da, era cât pe ce. Ion a zis, eu nu vin aici, e prea remote, cine știe ce ne așteaptă. Ne-am panicat puțin că ăsta este adevărul. Și vremea nu ține neapărat cu noi și am zis, dar nu ne era mai bine în Ubud, acolo la o cazare, sau nu ne era mai bine nu s-a doua de unde am plecat. Ei bine, uite, îmi pare rău că n-am venit ieri aici. Cât de frumos e și cât de liniștitor și... E altceva, da, e pur și simplu emoție să stai aici, să asculti tunetele. Știți cât de rar avem noi șansa asta să ascultăm tunetele, pentru că în locurile prin care călătorim noi, de obicei, nu se aud. Și, da, ne amintesc de copilărie, de verile petrecute toride, la țară. Petrecute la țară. Da, frumos, chiar nu mai pomenit. Mai avem o cireașă de pe tort, stați așa ca fulgerat. Când am ajuns aici, m-am uitat, au parat răsnet? Ei bine, n-au, dar să sperăm că suntem feriți de pericole, cel puțin așa vreau să cred. Mai avem o baie sus. Sunt convinsă că mâine dimineață o să ne trezim la răsărit, o să dăm drumul la apă și o să-l privim de aici, o să ne pozăm și o să filmăm momentul. Da, promit! Din păcate aici nu avem toaletă, va trebui să coborâm. Ne-au lăsat produse de igienă. Faptul în sine că te conectezi la... natură, te conectezi la locul ăsta, e uimitor și atât de rar în zilele noastre. Wow. Toate ca toate, dar nu vă imaginați cât de relaxant e să stai în patul acesta și să admiri tabloul din fața noastră, că despre asta este vorba. Poate o să se vadă și vulcanul, poate sunt norocoși. Chiar dacă plouă, nu ne deranjează, este minunată imaginea asta. Chiar e unul dintre momentele mele preferate din Bali. Fabulos, fabulos de-a dreptul.
N-am precizat un lucru, și anume că noi nu am rămas singuri în această locație, ci alături de Dragoș și Cristina, care ne-au și adus aici, pe principiul... Da, povestea e alta, aceea că noi nu dormim singuri aici. Totuși, ne e frică. Știți melodia aia? Mi-e frică să dorm singurică. Pentru că ploua în momentul în care am venit noi, vreau să vă arăt puțin intrarea asta, cât de frumoasă e. Practic e o poartă care se închide pe principiul acesta, cum se închide și casa, că nu există cheie, totul rămâne deschis, de aceea ne vom lua bagajele cu noi, cele mai importante, evident. Ascultați puțin, s-a trezit natura la viață după ploaie, odată cu lăsarea serii și se aud greierii. Avem și un templu, evident că doar suntem în Bali, și așa se face accesul pe aceste scări. Probabil că toate aceste schele le vor acoperi la un moment dat cu verdeață și va fi un fel de tunel verde. Și mai este o cazare undeva sus, deci ne-am speriat degeaba, nu suntem chiar singuri aici. Gata, a venit primul fel de mâncare. Mi-a luat o supă de cartofi. Eu credeam că o să vină niște cartofi întregi ca în România, dar e o supă, un borș de cartofi chiar. De asta mi-e poftă. Dar a venit așa o supă cremă. Sunt curios cum e. Oricum e destul de răcoare aici. Am schimbat cu totul clima. Astăzi când am plecat din zona Nusa Dua, erau cred că peste 30 de grade, dar se resimțeau 40. Era insuportabil. Dar aici e senzațional. 22 acum. Apropo, vorbeam despre supă. E bună. Ce bun e cu usturoi. Cartofi cu usturoi. Și felul 2 a venit. Mi-am luat cartofi prăjiți, care sunt foarte, foarte buni. Nu par congelați, sunt diferiți. Și o pulpă de pui prăjită. Poftă mare. Uitați-vă puțin în jurul meu. Toată lumea mănâncă. Eu n-am primit nici măcar felul 1. Deci cum e posibil? Vine, vine. E foame, e foame. Norocul Ion că s-a dus să întrebe în bucătărie dacă e gata mâncarea Andrei. Și norocul Ion că a împărțit din mâncarea lui. Ion care nu împarte niciodată. Ta-na-na-na. Au simțit camera și de-aia. Uh-huh. Chicken curry mi-am luat. Este supa mea preferată din Bali. Miroase a lemongrass. A meritat așteptarea? Da, chiar a meritat. Și în general mie îmi place să mănânc chicken curry în Bali. Peste tot. În majoritatea barungurilor găsiți așa ceva. Nu uitați să încercați când ajungeți aici. Poftă bună! A venit și felul 2! Nasi goreng! Am visat la felul ăsta de mâncare în ultima săptămână, cred, în fiecare zi. Și s-a împlinit dorința cu puțină așteptare. Avem răbdare! Întreaga masă a costat 160 de lei, adică 35 de dolari. 7 feluri de mâncare, 6 băuturi. Am ajuns în căsuța noastră, cuibușor de nebunie, așa arată. Odată cu lăsarea serii, am intrat în baie și erau tot felul de insecte la bec. Ascultați puțin sunetul naturii. Uimitor. Inconfundabil, unic. Repet, unde mai poți experimenta asta în lumea agitată în care trăim noi? Pur și simplu e spectacol. Arată precum o căsuță din povești cu luminile astea care cad efectiv din tavan, cu acest pat care te leagănă și diseară sunt convinsă că Dragoș și Cristina vor dormi foarte bine ca niște bebeluși. Da, e fabulos. Și bine, ei chiar dorm afară. E o cazare care te provoacă din foarte multe puncte de vedere. Dacă ai frici, iese la suprafață, cum a fost la mine. Cum să dorm afară în orezărie? Adică, ok, am dormit în cort, în Serengeti, dar cortul e cort, nu intră nimic. Dar aici eu n-am avut certitudinea că nu o să intre nimic. Dar în același timp este inedită și frumoasă și sunt mai importante beneficiile pe care ți le aduce faptul că ești în natură, că asculți asemenea sunete, că trăiești astfel de momente, decât, să spunem, micile neplăceri, insectele, ploaia poate la noapte, fricile și așa mai departe, dar este fabulos locul. Povestea magică a unei nopți de vară în ianuarie în Bali.
Am împărțit halatele. Intrați în vlogul Cristinei și a lui Dragoș să vedeți exact ce s-a întâmplat. Foarte frumoasă atmosfera, foarte liniștitoare, relaxantă, plăcută. Chiar te conectezi cu natura și te conectezi și cu tine, pentru că ești prezent la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău și cred că asta e, de fapt, frumusețea locului în sine. Am stat ore întregi și am admirat spectacolul cerului, pentru că au fost tunete și au fost fulgere și norii s-au risipit deasupra vulcanului și în felul acesta s-a văzut atât de clar în momentul în care fulgera, bineînțeles, dar a fost un spectacol nemaipomenit și de fiecare dată eram wow, în cor, wow, cât de fain s-a văzut. E destul de târziu, e ora 10, ne pregătim de somn, ne trezim dimineața de vreme pentru că trebuie și vrem să vedem răsăritul. Am și fost avertizați de către proprietarul acestui loc. Atât de aproape suntem de vulcan, nici nu vă imaginați. Sunt curioasă cum ne vom trezi mâine dimineață și cum îl vom vedea, pentru că în lumina fulgerelor s-a văzut la câțiva metri distanță. Închidem obloanele și ne băgăm la somn. Stați așa că avem un aspect pe care nu vi l-am arătat. Ne întrebam noi ce se află în cutia asta magică, mister deslușit. E o telecomandă pentru draperii. Și fiți atenți că le închidem și le și deschidem mâine dimineață. Așadar, noapte bună! Bună dimineața! Este ora 6. Ne-am trezit acum 10 minute, când încă se mai vedea vârful vulcanului, dar din păcate, între timp, norii l-au acoperit. Sperăm totuși să revină. Sperăm, da. Noi stăm cu mințe aici pe terasă, admirăm priveliștea asta minunată, liniștea dimineții. Și așteptăm răsăritul. Cum ai dormit? Perfect. Eu am trezit odată. Am avut impresia că avem o broscuță în cameră, cel puțin așa se auzea, ca și cum ar fi lângă noi. Și deja aveam scenarii. Sare pe mine. Scăteai niște sunete cam ciudate. Dar am aprins luminile, nu. Era afară sau cine știe unde era, pe terasă, aici, acum n-am. S-a dormit bine, a fost cald și frumos, odihnitor. Dimineața din paradis în mod oficial, pentru că în sfârșit agungul a decis să ni se arate. S-a lăsat așteptată toată această imagine, dar a meritat efortul nostru de a ne trezi dis de dimineață, pentru că este ora 8, adică ne-a luat 2 ore și jumătate pentru a ajunge în acest moment, în acest punct. Probabil că vă întrebați ce e cu mine aici, n-am dormit afară, dar se simte ca și cum am fi dormit afară, în interior. Locul ăsta este special pentru Instagram, pentru poze și intrați pe contul nostru să vedeți ce poze frumoase a făcut Ion sau Dragoș. Vedem exact cine câștigă în competiția asta, pentru că ne-am pozat din toate părțile în timpul ăsta. Ce se face? A trebuit să omorâm timpul cumva. Dar, nu știu, există un loc mai frumos pe lumea asta unde ne-am trezit noi? Cred că e una dintre cele mai frumoase cazări, cele mai inedite. Confirm. Cele mai spectaculoase, n-ai cum să ai totul așa la un loc, adică casa din bambus, care este o operă de artă în sine, orezăria, vulcanul, sunetele naturii, ploaia, tunetele, n-avem oceanul aproape, dar nu-i nimic, că nu ne lipsește, adică nu ne supărăm. Un mod excelent să ne luăm rămas bun de la Bali și să ne promitem, evident, că vom reveni
de multe ori aici, acasă. Se aud cocoși și deja oamenii au început să lucreze pământul, să vină aici în orezărie. Noi așteptăm să ne sosească micul dejun. Chiar a fost o noapte frumoasă, liniștită. Nu te așteptai? Nu mă așteptam, da. Nu s-a auzit mare lucru, n-a plouat, n-a fost furtună, pentru că vă dați seama, s-ar fi auzit fiecare sunet. Într-adevăr, faptul că a fost umiditate ne-a dat senzația de căldură, adică nu ne-a fost frig nicio clipă, deși avem un mini aer condiționat aici în cameră. Care poate și încălzi. Da, care poate încălzi în cazul în care ne este frig. Facem o baie fierbinte în cada aceea transparentă cu vedere către Agung. Hai să profităm totuși la maxim de locul ăsta. Cine știe când mai revenim. A venit micul dejun. Avem așa, cafea. Bine, l-am comandat încă de aseară, nu e nicio surpriză. Ceai aici pentru Cristina și Dragoș. O porție de fructe sau un suc. Bineînțeles, celebra clătită cu banane. De toate avem. Fructe, cu fructe, da, cu ananas, papaya. Asta chiar e o premieră. De regulă mâncăm clătită cu banane. Și atât. Hai să vedem cum e. Diferită de celelalte clătite pe care le-am mai mâncat noi în Bali. Nu seamănă. Îmi prefer celelalte variante, dar e bună. Zici că e din făină de orez făcută. Și sper ca totuși la micul dejun să avem parte și de priveliștea vulcanului. Poftă bună! Orice lucru bun are și un sfârșit, se încheie șederea în căsuța Limpovești din Orezării. Da, oricum o să lăsăm un link în descriere, dacă ajungeți în Bali, neapărat treceți-o pe lista voastră cu obiective. De reținut este faptul că e o locație nouă și are disponibilitate. Celelalte cazări care au oarecum un istoric și arată similar, nu sunt disponibile în următoarele două luni. Deci trebuie rezervate cu mult timp înainte de a veni aici. Le mulțumim pentru invitație, ne-au scris pe Instagram și ne-au invitat aici să stăm cel puțin două nopți. Noi am stat una, că vorba aceea plecăm din Bali. Eu recomand aici să veniți să stați două, trei nopți, pentru că una nu e de ajuns. Vouă, cum vi s-a părut experiența? Cum ați dormit? Foarte bine, m-am simțit din nou copil, efectiv, da, nu știu dacă ați fie leagă, în pat leagă. Exact. S-a dormit bine, nu? Și cu sunetul naturii pe fundal, noaptea. Mă tot și mai, hai mai mișcă de leagă, mai dă-mi un leagă, hai mai... Adevărul e că e o senzație plăcută să dormi aici. Mă simțeam pe un pat de apă, parcă eram pe valuri, așa, nu? Că tot voi ai tu pat de apă, vezi? Ne-a plăcut. Mulțumim și noi pentru invitație și mulțumim și gazdei care nu e prezentă fizic aici. Mulțumim Nude House Bali pentru o experiență uimitoare. Pe alocuri aș spune că m-a bucurat poate la fel de mult precum cea din Serengeti. Pe alocuri. Nu se compară, evident. Aceleași emoții, aceeași bucurie am trăit aici. Aceasta este cărărușa prin... O șopârlă uriașă. E șopârla aceea care ne-a intrat în casă acum 3 ani de zile în Ubud și care ne-a speriat. Apropo, dacă nu ați văzut videoul, să știți că este foarte amuzantă reacția noastră la tot ce s-a întâmplat, dar nu se dă din calea mea. Deci ce fac? Nu mai cobor, evident. Așa arată cărarea, e precum cea din orezăriile din Ubud. Un mic pârâuaș și în partea cealaltă orezăria. Hei! Nu vrei să te dai la o parte? Bine. Aceasta este ieșirea către drumul principal. Priviți puțin câte flori, câte culori. Drumul continuă, deci nu se oprește aici. Mai sunt case de vacanță, mai sunt cazări. E și un resort, din câte am observat. Multitudinea asta de flori, de copaci, de plante, este covârșitoare. Plecăm cu părere de rău. Avem două zile. Mai avem două zile de Bali. Bye bye, căsuță uimitoare. Ne vedem data viitoare. Priviți cât de frumos se vede turla ei din bambus. Și așa arată împrejurimile. Junglă, junglă, junglă. Dacă tot nu plouă acum, profit să vă arăt drumul pe lumină bună. Deci cam atât de îngust e. Nu mai încape nimic. Nimic. Și... Da, în față e o mașină pentru că se lucrează la drum.
Am ajuns la cazarea noastră din Ubud și este 100% tradițională. Foarte frumoasă! Wow, ce curte balineză autentică, 100%! Am luat camera în primire, cam așa arată terasa. Din păcate, nu avem niciun fel de priveliște și ne-am cam obișnuit cu lucrul ăsta. Nu prea e bine, deci vedem alte acoperișuri balineze, un templu. Nu e rău deloc, adică e o imagine tipic balineză. Vreau să vă arăt camera. Am fost primiți astfel, cu un mesaj realizat din flori, hi și smiley face. Avem ușile sculptate în lemn, respectiv în piatră, care sunt foarte frumoase și sunt unice și doar în Bali le vezi. Iarăși o lustră și un tavan cât se poate de tradiționale. Camera în sine este una tradițională, cu un pat. Avem aici un fotoliu, o masă, televizor destul de mare, frigider, oglinda asta vintage e foarte drăguță, avem fructe din partea casei și apă potabilă și ne-au spus că de fiecare dată când ne fac curățenie ne vor umple coșul atât cu fructe cât și sticlele cu apă. Iar aici este baia, chiuveta e foarte interesantă, cabină de duș și un perete din oglindă. Foarte drăguț locul în sine. Ce-mi place mie este curtea balineză și faptul că ne aflăm fix în centrul Ubudului, adică stăm pe Monkey Forest și ăsta a fost unul dintre criteriile pentru care am ales-o. Nu vrem să mai închiriem scooter în cele două zile cât stăm aici și atunci e o variantă de luat în calcul aceea de a te caza în zona asta. Plătim $40 pe noapte cu mic dejun inclus. Pentru că se află în centru. A, ieși din cazare și ești în inima Ubudului, restaurante, cafenele, puburi, viața culturală, de toate. Dar priviți cât de frumoase sunt casele lor. A, și aici e strada pe care am venit noi și cred că undeva în vale ar trebui să fie râul. Avem și un salon de spa. Sunt mai multe cazări în această curte. Noi am ales cea mai ieftină cameră și ați văzut ce primim la 40 de euro. Avem fântâna asta foarte frumoasă, liniștitoare, cu flori de lotus. Cred că mi-ar fi plăcut mai mult să stau într-o astfel de căsuță. Acolo e destul de întuneric, dar priviți încă o dată arhitectura balineză. De fapt, casele lor tradiționale sunt acestea și sunt opere de artă. Pentru că e vorba de multă muncă în ceea ce privește sculptura în piatră. Toate elementele astea nu sunt întâmplătoare, spun o poveste. Vedeți și voi că e o adevărată icoană, să spunem, poate e cam mult spus, dar reprezintă ceva în cultura balineză. Avem și o piscină, locul ideal unde să te relaxezi. Cineva tunde iarba aici. Cât de frumos este bungalow-ul ăsta, uitați-vă puțin. Da, recunosc că mi-ar fi plăcut mai mult aici să stau. Iar asta este zona de grădină și de restaurant. Vedeți că au niște mese, se mănâncă frumos stând pe jos. Foarte drăguță cazarea și aici probabil că se organizează clase de yoga, cine știe. Te poți plimba mergând pe aleea asta, ia uitați-vă și la acești dragoni. Dacă putem să-i numim, care joacă rol de porți, te plimbi pe aleea asta și probabil că ajungi într-o orezărie. Ce părere aveți de cele trei cazări pe care vi le-am prezentat? Sigur că există variante mult mai ieftine față de cea pe care vă arăt eu acum aici în Ubud, adică există cazări pe Monkey Forest și la $20 pe noapte și la $10 pe noapte, dar diferă puțin condițiile sau poate diferă review-urile, pentru că e foarte important atunci când alegi o cazare să citești și comentariile altor oaspeți. Hello! Avem și templu! Wow! Și penior! Încă! Deși s-a încheiat sărbătoarea Galunganului. Dar vă întreb pe voi, care dintre cele trei cazări prezentate astăzi v-a plăcut? Nu? Deci, unu, vila privată din Nusa Dua cu piscină. Doi, casa din bambus, care iarăși este privată. Sau cazarea aceasta într-un guest house în Ubud. Trebuie să spun sau nu? Noi o să vă răspundem în comentarii care ne-a plăcut, dar nu știu, puteți ghici. Vă provoc așa, nu doar să ne spuneți care e preferata voastră, ci să spuneți care este preferata lui Ion și preferata mea. Cred că suntem previzibili. Suntem previzibili, nu? Nu știu.
Acestea fiind spuse, încheiem ultimul vlog de aici din Bali, pentru că urmează o nouă aventură pe un nou continent pe care nu am fost niciodată. Și pe care îl așteptăm de mult timp și v-aș provoca din nou să ne spuneți în comentarii unde mergem sau să ne urmăriți pe Instagram în timp real, pentru că acolo postăm fix la câteva minute distanță după ce se întâmplă sau chiar în acel minut. Da, deci pentru noi Bali a fost o gură de aer proaspăt, a fost un loc foarte așteptat și dorit, a fost acasă pentru că ne-a oferit momente și oameni de care ne-a fost dor și de care ne-am bucurat pe deplin. Și a fost mai frumos decât speram. Da. Pentru că, așa cum am explicat în alt vlog anterior, ne era frică de ce o să găsim aici, cum o să ni se pară, după ce am străbătut lumea asta în lung și în lat. A fost și scurt. Deși am stat o lună, timpul trece altfel aici. Chiar vorbeam cu Drago și Cristina și ei ne spuneau același lucru. Timpul are altă dimensiune, adică așa e. Zboară și nu-ți dai seama când s-a făcut o lună și da, am filmat puțin pentru că am vrut să ne bucurăm mai mult noi, am fost egoiști, știu, dar de fiecare dată noi împărtășim experiențele noastre, de data asta unele dintre ele, dar cele mai importante le-am împărtășit. Oricum, unele au fost pentru noi. Am filmat mai mult decât am crezut că o să filmăm. Decât ne-am propus, da. A fost o experiență de care am avut foarte mare nevoie Bali și îi mulțumim încă o dată insulei că ne-a încărcat bateriile, că a avut grijă de noi într-un mod atât de frumos și de emoționant. Chiar nu sunt piedor de Bali. Și abia așteptăm să revenim cu siguranță cât de curând. V-am pupat, nu uitați like, subscribe, un share dacă se poate. Ne vedem de pe un nou continent. Lăsați în comentarii care. Arrivederci. Bali.